Începând cu data de 8 ianuarie, a fost prelungită starea de alertă pentru încă 30 de zile. Această prelungire vine cu restricții noi, precum obligativitatea persoanelor de a purta mască de protecție doar tip medical sau FFP2, astfel încât să acopere gura și nasul în toate spațiile publice închise și deschise. Ca răspuns la situația sanitară provocată de pandemia COVID-19, starea de alertă a fost prelungită pe întreg teritoriul țării, începând cu data de 8 ianuarie 2022. Astfel, purtarea măștii de protecție a redevenit obligatorie în toate spațiile închise și deschise. E bună părerea. Cine nu-i place, dar e bună pentru sănătatea noastră. Dacă scade cu boala asta să ne mai îmbolnăvim, poate să o retragă, se puțin. Dar așa este totuși un mod de a ne proteja. Da. De această dată vorbim doar de măștile FFP2 sau cele chirurgicale, iar măștile textile și cele din plastic sunt interzise. Persoanele care nu vor îndeplini această condiție riscă amenzi. Au hotărât că le purtăm oriunde, le purtăm. Vor fi exceptate de la această măsură următoarele categorii de persoane: copiii cu vârsta mai mică de 5 ani și persoanele care sunt singure în birou. Cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane sunt exceptați prezentatorii TV și invitații acestora, reprezentanții cultelor religioase în timpul slujbelor, vorbitorii aflați în spații închise sau deschise și persoanele care desfășoară activități fizice intense în condiții de muncă, solicitante sau activități sportive.